Diana? Ce-i mă, tati? Iară ți-o plecat cloșca de pe ouă. Lasă că a venit ea înapoi. Ții tu minte locul ăla de l-am cumpărat eu să vă fac casă pe el ție și la fratii tău, Paul? A, terenul ăla pe care l-a luat de la Corci? Ăla. No, hai să vezi ce ți-am făcut pe el. Hai, ia-ți pe tine și hai. No, place-ți ce ți-am făcut, draga lui tata. Ce cu cortul ăsta, mă, tată? Solar! N-ai vrut să-ți deschizi business-ul tău, să-ți faci solar. Solar ți-o făcut tata. Mă, tată, solar de bronzat. Și pe ăsta ce-i? Când dai la căpălit, nu te bronzezi de pe toate părțile? Bine, și eu ziceam de un salon din ăla de remodelare corporală. Cu sapa, așa e o zi întreagă, îți modelezi tot corpul. Tot corpul, că seara simți mușchii. Ce pe mâni bun, mă, nici ce pe mâni bun. Bine, și eu unde pun și dau jos unghii tehnice? Acolea, când culești buruienile, acolea îți rămân și unghiile tehnice, că doar dacă vrei să mânci, trebuie să și lucri. Bine, și ce vrei să plantezi aici? Ceapă. Ceapă multă ceapă. Ceapă albă, ceapă galbă, ceapă roșie, ceapă de apă, ceapă. Știi cum? Am aflat eu de pe net. Ceapa e bitcoinul legumelor. Poate un pic de usturoi și acolea în colț, dacă rămâne spațiu, pun rădiți. Dar nu mai e la modă să plantezi ceapă și ridichi. Fii atent. Dacă vrei să ne asociem la business-ul ăsta, am eu o idee. Asta e fata mea. Ei, nu te-am purtat-o deja atâția ani până în școală. Punem baby spanac și niște salată cale. Cale? Da. Nu? Și eu mă gândeam să punem și niște sparanghel, că dă foarte bine acum. Da, de la nemțesc. Și niște ghimbir mă mai gândeam și, foarte important, mai mult așa kaki. Kaki punem peste tot, că altfel nu ies răsadurile. Punem kaki de la bio, de la Joiana. Fii atent. Da. În colțul ăla mă gândeam să facem așa un colț super instagramabil, să punem lavandă pentru cei care vin așa să fie pick and go, conceptul ăla. E un trend acum. Foarte important neapărat lavandă. Păi bine, eu am acum un col și tu te rog să mă anunți când se fac primele răsaduri și o să vin să fac niște poze pentru Instagram, pentru Insta Story. Într-o săptămână așa e gata, nu? Într-o săptămână vii și culegem kaki. Da. Du-te, draga lui tata, du-te la col. Hei, Nicolae, tă singur ai ajuns să-ți lucri pământul, că ăștia tineri numai pe Insta Story cu kaki stau. A? E mai mir că vin străinii să cumpere pământul țării noastre. Lavandă! Ceapă, pui! Da, ceapă, pui!